Salut tuturor, sunt Andrei și bine v-am regăsit oameni buni după foarte mult timp la un nou episod din zona noastră de Survival Hardcore și înainte de a începe frate nu uitați bă să apăsați și vrea acel buton de like să strângem acolo foarte multe like-uri dacă mă susțineți și dacă vreți să apară cât mai multe episoade din acest clip frate vreau să discutăm despre un subiect destul de interesant spun eu în legătură cu această serie de Survival Hardcore pentru că frate cum să nu fie interesant să discutăm despre această serie într-un episod din această serie pe la urmă. Și eu m-am barcheatat aici pentru că sunt asaltat și am făcut și o poză greșeală. De acești pe ne simțiți, Care îmi dau foarte mult poison Eu mor din prima și îi Dar îmi dau foarte mult poison frate Îmi dăduse un poison super lung De mi-a luat foarte mult din viață Dacă mă mai atingea ceva Cred că aș fi crăpat Și sper să nu vă vadă pe ăla. No, bun, ăla uh, Revenim după ceva timp Nici chiar foarte mult timp Revenim după ceva timp uh, cu un nou episod De survival hardcore Uh, și vreau să discutăm astăzi despre această serie. Uh, cred că am mai discutat de mai multe ori. Și în acest timp vreau să explorăm și noi, să minăm cam tot ce găsim pe aici, să explorăm și noi Mineshaft-ul, pentru că nu ne-am uitat prin tot Mineshaft-ul și găsisem -mi puțin mai devreme un loc destul de interesant unde era foarte, foarte multă lavă. După am depărtat, nu știu de ce m-am depărtat, sincer să fiu, dar sper să îl găsim iarăși, vedem și noi ce mine interesante mai găsim noi pe aici. Nă bun, uh, a scris o persoană într-un live în live-ul pe care l-am făcut, nu știu când pun clipul ăsta, într-un live pe care l-am făcut ieri sau alaltelor sau acum trei zile, în fine. Uh, mă, pe aici am fost. Arată interesant, nu știu. Uh, Buzz Andrei de ce nu mai pui survival hardcore? Uh, I-am răspuns, bă, nu mai pus survival hardcore pentru că... Deci să a aici, pentru că nu se mai uită foarte multe persoane, a zis că nu mai pun așa de survival hardcore, pentru că nu se mai uită foarte multe persoane. Iar persoana respectivă a zis, da, bă, dar uite, sunt câțiva care se uită și chiar ar vrea să pui în fiecare zi. Și acum eu chiar vreau să discutăm pe baza ceea ce a spus tipul ăla, că, pentru într-adevăr, știu, sunt foarte multe persoane, nici chiar foarte multe, sunt multe persoane, pot spune numai multe persoane, care, uh, frate... Uite, spre exemplu, dacă încep acum o serie care nu o să fie iubită de 90%, o să fie 10% care ori să vrea să punem episoade din seria respectivă în fiecare zi. Și pe mine mă pas Eu acum ce fac? Vreau totuși să postez și eu ce apreciază majoritatea. Înțeleg că sunt multe persoane care vor să pun Survival Hardcore în fiecare zi, dar, bă, clipul anterior de Survival Hardcore, a fost postat acum, nu știu, o săptămână, ceva de genul, acum multe zile, 3-4 zile, ceva de genul, nu mai știu. Uite, chiar cred că mă pot uita în acest moment, ca să nu spun eu prostii. Uite, mă uit în acest moment ca să nu spun eu bălării și prostii, să nu spuneți, bă, dar uite-te să fii sigur, nu să spui prostii. Deci, eu acum filmez pe data de 30 mai, da? Filmez pe 30 mai și clipul anterior a apărut... Pe 26 mai, deci acum 4 zile, 5 zile de când o să-l pun sau 6 sau 7, în fine. Acum 4 zile de când filmez eu. Și în 4 zile a strâns clipul 870 de like-uri și 8200 de vizuri. V-am spus că niciodată nu o să fiu eu genul ăla care o să spună de 7 milioane doar pe videoclip să apăsați butonul de like sau alte porcării de acest fel. Spun o dată la început, frate, pentru că așa mi se pare normal să vă reaminte. Să nu uitați, bă, dacă o să vă placă episodul sau dacă vă place de fața mea sau dacă vă place seria și vreți să continua, să apăsați butonul de like pentru că așa mi se pare normal. Dar nu o să stau să mă rog în genunchi, că vă rog că nu știu ce. Nu. Um, și niciodată n-am spus că o să încheia această serie. Nu mă plâng acum, nu-mi stă în fire să mă plâng. Dar zic așa, de ce, uite, să postez Survival Hardcore, spre exemplu. Um, când se strâng în 4 zile 870 de like-uri sau, uh, opa așa, deci de ce să pun survival hardcore când în 4 zile se strâng de-abia, de-abia 8000 de vizualizări și uh, 870 de like-uri, când pot pune troll time și în 12 ore, adică în jumătate de zi, în 4 zile, se strâng peste 1000 de like-uri și peste 10.000 de vizualizări. Mindfuck, știi? Nici a am spus că nu mă atinge. <laughs> Nici a am spus că o să închei seria, ci am spus că o să postez mai rar. Nu o să mai postez cum, așa, cum a fost din M Mă gândesc acum că, para mea, nu știu, am fost ce prost. Poate pentru că am postat în fiecare zi. Nu știu, sincer. Poate e și asta un motiv că am postat în fiecare zi și lumea s-a plictisit sau mai știu eu ce. Probabil, nu știu sigur. Uh, dar vreau să-mi spuneți ceva acolo de ce. Adică vreau, nu știu, câteva idei. De ce Uite, nu știu, poate, poate acum, deși nu cred. Uh, la început chiar erau foarte multe vizualizări, foarte multe like-uri, mă bucura și pe mine foarte mult acest lucru, de aceea am spus, bai să punem în fiecare zi, pentru că vă place, dar acum am văzut că nu se mai întâmplă acest lucru și eu am inventarul plin, 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 plin ochi, frate. Nu mai găsesc locul ăla cu lavă foarte multă, unde speram să găsesc niște diamante, dar avem noi un bucket cu apă. Și o să mi-l arunce, bineînțeles, pentru că nu mai am loc în inventar Și arunc carnea și iau bachetul ăsta înapoi Și am și o pot să ne despid aici Hai de capul meu nu. Uh, Cam asta este treaba da? uh, Vă dați seama că nu vreau să postez numai ce îmi place numai mie Sau numai ce vă place numai voi. Vreau să postez ceva ce îmi place și mie Și ce vă place și voi. Dacă, spre exemplu, mie îmi place și Survival Hardcore și Troll Time De ce să postez Survival Hardcore, care este o serie care nu vă place atât de mult vouă Uh, și să nu postez troll time care vă place mai mult. Și îmi place și mie în egală măsură, știi? Cam asta este treaba. nu Da, am vrut să discutăm ca să știți exact care este șmecheria cu această serie, pentru că din ce în ce mai multe persoane mă întreabă, bă, de ce nu mai postez așa că ai murit, că ce s-a întâmplat, n-am murit, totul este super ok. Mai aveam ceva planuri acolo prin cap. Poate, nu știu, mă gândesc, bă, ce știți să începem alt sezon, nu știu, poate reînviem, reînviem. Uh, cumva această seară, dacă o să ne începem mai sezon, sincer nu știu. Dar aștept și eu propunele voastre, idei, sugestii, nu știu, câteva, bă frate, nu știu, motive pentru care această seară poate nu mai este la fel de populată cum a fost la început. De ce nu? De ce nu? Why not, my friend? Why not? Mamă, și clar nu mai găsesc locul la frate, pentru că pe aici o dita mai caverna și am dat iarăși de Mineshaft. No, ai de capul meu. Ai de capul meu, mult skill aici. Ce aruncăm? Aruncăm gunpowder, ba piciorul. Ce să fac acum? Aruncăm gunpowder. Uuu, n-am luat de aici, cred. Oh. Păi ești nebun? Smite 4, lure 3, ce făcea lur? Că nu mai țin minte. Cred că puneam pe fishing rod, lur. Efficiency 4 și punch 2. Băi, ești nebun. Tare. Asta de aici, nu pot să uite ce e cea multă ori. Deci am găsit o parte a mineshaft care n-a fost explorată. Ha. Super, super interesant. Sincer să mi-a trecut prin cap și ideea asta cu un alt, un alt sezon. Pentru că poate, v-am spus, am făcut greșeală, poate, nu știu acum, sincer, nu știu dacă am făcut bine sau dacă am făcut rău, că am pus în fiecare zi clipuri. Uh, unii spun că e o greșeală, pentru că de aceea s că am dus și cheful că nu am postez în fiecare zi și se cam duc și ideile super repede, dacă postez în fiecare zi, vă dați seama și durează să rea mai puțin. Deci poate a fost și o greșeală pe partea mea. Acum nu știu, poate dacă începem sezonul 2 și nu știu, o să postăm o dată la 2 zile sau o dată la 3 zile și o să facem treburile așa cum trebuie să făcute, poate atunci o să fie mai mare hype, poate o să uite mai multe lume, poate o să fie mai multe like-uri, atunci ar fi super tare. Până în situația de față m-am axat, ați zis și voi, pe seriile pe care le iubiți și voi mai mult. Uite acum, deci, te-așa se o gură de... Ia o gură de City, oameni buni. Uite, City. Și nu, nu fac reclama ascunsă, dar chiar se numește City în pana mea. City, nu City oraș. City, s Nu, s Simplu. City ăsta e ceva suc de piersic de la Lidl. Pentru că aici unde stau la vărmul lidl Lidlul este cel mai aproape și îmi fac cumpărăturile de la Lidl. Și am zis, bai, să vedem cum este acest suc de piersic. Sincer, e bun, mie mi îmi place. Mulți au spus că e porcărie, că le -a spus, bă uite eu beau City, n au fost în viața mea. Mă poate porcărie, dar e... Bă are gust de piersic, are gust de piersic. Ce mai contează acum dacă o să mor peste 3 zile până la urmă, nu? Da, păi no, ce... Ce dragi de-a mea, zău. what? Păi ești nebun? Păi ești nebun, nu mă bate ceva invizibil. Păi... Dar l-aud! l, l și voi! What? Tu te l și voi, e invizibil! Trebuie să facem asta, că n-avem cum acum. Uite-l, ma, acum văd. Doamne, ce bug! LOL! Uite, am făcut chestia asta și acum l-am văzut. Frate, ce bug urât! Mamă, pai să mi se întâmple bagul, LOL, ce aici? Pai să mi se întâmple bug-uri de-astea, frate, aici, pe hardcore? și să mor din cauza unui bug de asta nesimțit, păi cred că aș da cel mai mare rage de pe fața pământ. What? Ce? Era un liliac în flăcări acolo sau? I'm on my way to hell. Ba, bam, bam. Highway to hell. I'm on my high. Ok. Gata, că prea mult cântat stricăm. Oh, like diamonds in the skies. Shine bright like a diamond. Bun mai luăm de aici niște fel. Deci am luat foarte multe minereuri, ați zis și voi, am zis, bă, dacă tot am găsit peștera asta și dacă tot, uite, am, am avut eu subiectul acesta de discuție, de ce să nu... Trebuie să mai luăm și noi minereuri, poate, poate o să mai avem nevoie, adică nu poate sigur, mai ales de aur. De oro o să am mare nevoie, pentru că o să fac un drum foarte lung cu railuri și o să am nevoie și de power rails, știi? Și fără aur, n-am valoare și fără valoare n-am power drills și fără power drills nu mă mișc repede până unde vreau eu și fără să mă mișc unde vreau eu înseamnă că o să mă duc pe jos și dacă o să mă duc pe jos înseamnă că o să pierde mult timp bani nene bă mai pe românești noi bine am explicat bine sper că vă place uite mai mult aur Bun, așa e bine Nu, no, și cam despre asta am vrut să discutăm în linii mari sper că ați înțeles ceea ce am vrut să spun uh, nu, no, mă cunoașteți oricum, cei care sunteți aici de mult timp mă cunoaște, știți cum sunt eu, știți că de fiecare dată cu orice serie am făcut exact același lucru. Nu am încheiat niciodată o serie pentru că nu era vizionată sau ceva, dar am... În loc să postez o dată pe zi, am postez o dată la 5 zile, spre exemplu. Am dat un exemplu așa, știi? Pur și simplu, postez mult mai puțin din seria respectivă, dar nu o închei, lor ce aici. Dar nu o okay, pentru că, vai domne, ne e vizionat mai știu ce. Problema e că n-am torse. Lol, un golden apple? What? Ce caută un golden apple aici? Ok. Golden horse armor, nu mai bine luăm un horse. Un name tag! Am găsit un name tag. nu vreau să-l las aici. O să leas dioritul și îl batem pe gogo -go ăsta. Și ce mai am nevoie de ceva. String. Și atât. Gold Horse Armor am ce face. Music disc, frate, să-l luăm mici de bun. Ascultăm muzică. Alex Velea, frățiuăr. Am făcut ca un câine de la de elovit, frate. Nu. No. Noi și dai... A, da, încă un comentariu stupid. De care voiam să vă spun la început, dar am uitat. Da, bine, cred că deja toți youtuberii acum, dacă stau bine, îți mă gândesc, spun de chestia asta și o să mai spun și eu acum, repet, pentru că mie de obicei mi se o chestii de genul, nu vineau câțiva cretini, dar uite că s-a întâmplat un tip care zicea, bă, zăzi, Andrei, nu mai cer și like-uri pentru că nu vrem să-ți dăm bani după urma like-urilor noastre și eu eram ceva de genul... Dude, ai zis două chestii super idiote acolo. Într-o singură propoziție ai reușit să întreci nivelul de nu știu cum să spun, ca să nu jignesc foarte mult. Ai reușit să treci pe altă parte. Nu știu. Frate, unul la mână nu cred că cerșesc like-uri. Stai un pic. Uh, ce să aruncăm noi? Am desit. Nu cred că cerșesc like-uri. Nu cred că sunt mulți youtuberi care cerșesc like-uri pentru că spun la începutul clipului și odată în clip să apese butonul de like. Mi se pare o chestie normal, gen să... Îi aduce aminte omului, Bă, frate, dacă îți place clipul, dacă o să-ți placă clipul sau dacă, după cum am spus, îți place de moaca mea sau mai știu eu ce, să apeși butonul de like. Nu înseamnă că ești jetor Și de la mână nu scoți bani după urma like-urilor. Toată lumea spune asta, frate. Pur și simplu o chestie. pe lângă faptul că dacă, frate, cu cât să mai multe like-uri, cu atât ești mai mult promovat de YouTube, ceva de genul, din câte știu eu, gen, bag văd Vă dați seama că pe lângă faptul că cei care au profil public apare ceva gen că uh, Andrei aprecia clipul lui Joe Star, știi? Și dacă se uită unul pe profil lui Zvăză Andrei, vede că aprecia clipul lui Joe Star și poate se uită, bă, hai să mă duc și eu pe clipul lui Joe Style să vedem ce și cum. No, și pe lângă chestia asta, uh, știu că clipul respectiv este mai mult promovat de YouTube, adică mai pe niște ajuți YouTuberul. Și mai este și chestia că, bă, te simți bine să vezi acolo, mamă, multe like-uri, ce tare, bă, le-a plăcut clipul ăsta, hai să mai fac, știi? Aia e chestia. Nu, no, cum a zis ăla, nu i-a răspuns nimeni la comentariu, dar cred că ar fi trebuit să-i răspund. Uite, chiar am spus acum în clip, frate. Nu, dar serios, acum, chestia astea -s... puerile, părerea mea. Diamante, 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 am ajuns într-un loc, au, wow. am ajuns într-un loc fine, îmi place. N-am picul, ba da, picul cu fortune. Păi de ce? Numai un diamant? Uite, au sărit multe diamante în asta ultimele. 17 diamante aici. Ia să mă uit și eu pe aici. Vedem, poate mai e ceva. Păi și acum am realizat că puteam lua lemn din mineshaft-ul ăsta. Yep. Și să vedem dacă mai găsim ceva diamonds -ai pe aici. Poate. Sau nu. Poate da sau poate nu. <laughs> Dar nu, serios. Oh, bloc. Bam, punem un bloc să nu la lava. Serios, frate, suntem la Y11 de Am găsit un loc de asta. holy oh, fac. Așa da. Așa mai vii de acasă să înceapă distracția aici cu căutatul diamantelor. Așa îmi place, frate. Uite. Oh. Hm. Ce bag urât acolo. Oh, mai multe diamante. Aia e boss, mamă, și e și depozit mare. Poate am și bulan să pice de diamante. De la 17 la 20 și fucking 9 de diamante. Într-un tip atât de scurt. Nu uite bă cum se face rost de diamante. Deci dacă aveți bulan să găsiți o zonă de genul. Pe că faptul că e puțin cam periculos dacă n-ai apă. Sau dacă n-ai armură bună și cazul în lava asta. Gen dacă ești fier și găsești o peșteră de genul și n-ai nici măr de aur și n-ai nici apă. Atunci e cam periculos pe aici. Dar... Băie, e raiul diamantelor. <laughs> E locul unde de obicei găsești cele mai multe diamante, aici prin zonă, in the house, right here. Acum trebuie să ai și bulănescu, că dacă n-ai bulănescu, nu mai găsești diamante. <gătă -și> Sau mă rog, dacă ai ghinionescu, că na, ghinionescu, what the fuck, zăza Andrei. Oba, și mai dăm o -mă dată. Oba, ce aici, ce e aici, ia. ce aici, frate? m-am înces deci m-am apucat. Lol, aaa, lapis e acolo. Nu înțelegeam ce se aude așa, dar ce se aude? Că eu spar blocurile astea și blocurile cad în lavă. Și nu înțelegeam, uite, ce se aude când... De ce se aude așa, știi? mi-am dat seama. Mai greu că -s mai începător, zmai mai nub de fel, dar mi-am dat seama, băi, ok, lasă că okay, e bine. Mai luăm de aici ceva fier. Oricum mai era mai mult fier pe aici, am văzut eu, dar nu stau acum să le pe tot. Dacă tot suntem la lerul ăsta, așa de jos, putem căuta ceva diamante. Să căutăm mai mult diamante. Uite pe aici, pe aici, pe aici, pe aici. Ia. Ceva? Nu? Nimic? Nu? Nu? Ce draci, Damia man. Uite că mi oferă ghinion. Că <laughs> mi oferă ceva server, mi oferă ghinion. De fapt nu server, lumea mai bine zis. That world, though. Acolo nimic, aici nimic. Mă știi ce mie? Mie să nu fie niște diamante mai ascunse, așa cum mi s-a mai întâmplat de multe ori și după să spuneți voi în comentarii Oh my god, Zaza Andrei a ratat niște diamante. Noob! Easy game, easy life și nebunel de-astea, că mi s-a mai întâmplat. Adică, frate, și eu m-am ratat stea diamante acolo și pana mea, toată lumea a sărit cu gura pe mine. Of. <coughs> Bă, e bine că m-am mai lăsat tu seam, dar mai am faze de astea. Și încerc să mă îndepărtez cât mai mult de microfon când ușesc ne ca nebunul ca să nu vă dau nebunie și cancer. Să nu fie rip. Și zombalaul la încercă să vine după mine, dar nu poate, săracu, nu are, n are destulă putere. Not enough power, my friend, pe creeper asta ăsta îl batem repede. Aici ce-i? Multă lavă, multă lava, că de rău sună multă lava și mă duce cu gândul la acea dumă gen, bă, zăză, Andrei, uh, nu, cum era gluma, că nu mai știu, aia cu u urme de labă, că urs, știi, că, bă, zăză, Andrei, de ce sunt urme de labă la tine în cameră? Ceva cu urs, că, nu știu, pana mele, în fine. Ah, stiu, nu, 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 cred că e ceva de genul Băză Andrei Am uitat, nu, Băză Andrei A trecut un urs pe la tine prin cameră că surme de labă Ha, ha, ha Și toată lumea trebuie să râdă în comentarii ha, 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 Best joke, 2016 ever, Zăz Andrei Pro 369 no scope, MLG L-am auzit Deci l-am auzit, am blocat De aceea mi-a luat atât de puțin pentru că am blocat Cred am reușit să blochez în timp? Cred că da, că altfel mi-ar fi luat mult mai mult. Chiar dacă am eu armura asta, cred că mi-ar fi luat mult mai mult. Că n-am Blast Protection. Deci n-am deloc Blast Protection, frate. Am numai Protection, deci clar mi-ar fi luat mai mult dacă nu-mi baram. Crede-mă după mine. Și m-am primit pe aici ca nebunu. Și nu mai găsesc că vreau să... Of. Doamne, e lumea. Doamne, e lumea, nini. Mă, nini, măi. E real lumea asta, e pe aici ce găsim noi? Să nu dea vreun schelete de la, pe spate în mine să mă împingă lavă că... Băi, eu n-am încredere în la mă duc să-l mor, frate, n-am încredere, ești nebun? Du-te în grijanii cu armura ta de cine. Și voi duceți-vă. Dați-vă de aici, ești nebun. N-aveam încredere în ei, frate, cum stăteau acolo în spate și aveau o față așa de... Aveau o față de om normal.

Bala like de cioaca mea, stai să nu. Oh! Nu vreau să. A picat în lavă, nu? Ia, yeah. bravo, zăz, Andrei. Băgame și să-mi bag. Pe păi aici mai, poate fi... mai pot fi diamante pe acolo, dar uite, ce facem? Că am văzut că. Uite, și pe aici cred că e mai jos ceva. Bac picior, m-am căzut diamantele la lavă. Bă, da, uite, mă uimesc că am găsit foarte mult aur. Și sincer să fiu, eu de obicei găsesc aurul mult mai greu decât diamantele. Nu știu de ce nu mă întrebați, dar în fine. Uh, frazor, cam asta a fost episodul. Eu sper că v-a plăcut și v-aș ruga încă o dată să nu uitați să apăsați și acel buton de like dacă v-a plăcut și dacă vreți să apară cât mai multe episoade. Nu uitați să scrieți în comentarii ceea ce v-am rugat, poate ceva propuneri, sugestii, să-mi spuneți de ce care ar fi motivul, nu știu, despre ce am discutat noi aici uh, și chiar sper să, nu știu, poate, poate, vă spun de pe acum, poate s-ar putea să începem sezonul 2, uh, că poate, nu știu, reînviem seria, da? Poate facem noi o magie și renviem seria, nu știu, asta depinde numai de voi, da? Până în alta, cam asta a fost scriptul, am fost Andrei, vă mulțumesc foarte mult pentru atenția acordată și nu rămân aici, cum e frică să nu fiu împins în la uite, mă bag aici. Aba, așa. Și v-am salutat pe toți. Ceau, bă. Pa!